Care credeți că sunt măsurile necesare pentru finanțare care ar trebui să se regăsească în următoarele programe pe fonduri europene? Cred că ar trebui să se regăsească trei categorii de acțiuni în următoarea perioadă programatică. Ne referim la finanțarea IMM-urilor. În perioada programatică 2014-2020 va fi posibil să regăsim acțiuni de microcreditare, acțiuni de microgranturi sau acțiuni de fonduri de garanție pentru creditele acordate IMM-urilor. Acest lucru este foarte important pentru a crea o contrabalansare a ceea ce înseamnă oferta băncilor pentru firmele care accesează fonduri europene și care în niciun caz nu simplifică procesul, ba din contră, deși un antreprenor are un plan de afaceri validat cumva de fondurile europene și un contract semnat cu autorități de management pentru implementarea unui proiect, el nu primește în mod automat și un împrumut de la o bancă sau o garanție de la o bancă pentru a derula proiectul, ori această implicare financiară este cea mai importantă. Cum credeți că se poate rezolva această implicare financiară din partea băncilor? Există semne din partea guvernului că se fac pași în această direcție, că au înțeles problema reală a micilor întreprinzători? Răspunsul sincer e că ar trebui să fim naivi, să credem că băncile își vor schimba comportamentul. Băncile au acest tip de comportament pentru că sunt niște actori privați care funcționează după propriile reguli, după propriile interese și în niciun caz nu vor plasa interesele antreprenorilor români mai presus decât interesele proprii. Așa încât este imperios necesar să apelăm la posibilitatea creierii de instrumente, după cum v-am spus mai devreme, de microcreditare, de microgranturi sau de garanție pentru fonduri din partea programării 2014-2020. Revenind la întrebarea dumneavoastră, mai sunt două aspecte foarte importante în opinia noastră care trebuie să se regăsească în programarea 2014-2020. Unul se referă la ceea ce înseamnă instrumente suport pentru IMM-uri, ne referim la incubatoare de afaceri, trebuie să avem o politică solidă de creare de incubatoare și acceleratoare de afaceri în perioada 2014-2020, la o abordare conform obiectivelor Europa 2020 pe ceea ce înseamnă inovarea în rândul IMM-urilor. Iar al treilea pilon pe care îl prezentam anterior se referă la educația și inserția profesională extrem de necesară pentru perioada următoare. Dacă în această perioadă programatică nu a existat o corelare pentru ceea ce a însemnat, de exemplu, Pozdru, care a format o mulțime de oameni în diverse domenii, dar piața forței de muncă nu a reușit să absoarbă aceste noi meserii sau nu au avut instrumentele de finanțare, de garantare, etc., ar trebui să creăm un ecosistem în acest sens, iar educația sau inserția profesională în perioada următoare să fie corelată cu nevoia pieței forței de muncă, să fie corelată cu ceea ce înseamnă instrumentele noi legislative pe care guvernul le-a pregătit sau le pregătește în această perioadă. Mă refer, de exemplu, la două instrumente, la legea uceniciei, care deja este validă și care a fost reglementată în Parlament acum 2 săptămâni, și la ceea ce înseamnă internship-ul, la posibilitatea tinerilor de a avea un program de stagiatură, care la fel este extrem de important pentru acea primă experiență de muncă pentru un tânăr care intră pe piața forței de muncă. Ați menționat în răspunsurile oferite cititorilor că Programul Național de Finanțare a Startup-urilor pentru întreprinzătorii debutanți a fost un succes. Credeți că ar putea fi un model, ar putea fi replicat în cadrul unui viitor program pe fonduri europene? Nu numai că cred că acest program ar trebui replicat, dar cu siguranță subliniez acest lucru că el trebuie să se regăsească în lista de priorități. Programul este un program de succes. Dacă ne uităm la nivelul de finanțare, au fost până acum 10 milioane de euro incluși pentru finanțare pentru acest program. El a creat peste 8.500 de firme cu o rată a mortalității sub 1%, cu câteva
câteva mii de locuri create, cu o cifră de afaceri globală impresionantă de ordinul zecilor de milioane de euro. Deci, fără doar și poate, este programul Fanion Național, program care trebuie cu siguranță să se regăsească în următoarea perioadă programatică, pentru că trebuie să punem accentul pe ceea ce înseamnă spiritul antreprenorial în rândul tinerilor români, care au nevoie de astfel de programe care creează practic și cadrul de finanțare, are și facilități în ceea ce înseamnă angajații, are și facilități în ceea ce înseamnă înscrierea firmei și, dacă mai adăugăm ceea ce am spus anterior, acele instrumente suport, incubatoare de afaceri, acceleratoare, clustere, etc., etc., avem o întreagă paletă pentru un tânăr întreprinzător și îi asigurăm lui practic un mediu sănătos, îi asigurăm o durată de viață și îi oferim o alternativă în această perioadă care, vedeți cum e, în ceea ce înseamnă crearea de noi locuri de muncă. Și revenim așadar la problema absorbției fondurilor europene, o absorbție care este destul de slabă în continuare. Știm că întrebarea este mult prea generală, dar încercăm să aflăm care sunt pașii necesari pentru a mări acest grad de absorbție pe segmentul de care discutăm, al micro-întreprinderilor. În primul rând, cred că debirocratizarea a tot ceea ce înseamnă fondurile europene, avem nevoie de o aplicare cât mai largă a conceptului de e-guvernare, să-l numim așa. Avem nevoie de cât mai puține hârtii și birocrație în această sferă. Avem nevoie de o relaxare în ceea ce înseamnă posibilitatea cheltuirii fondurilor europene, care în România s-a rigidizat într-un ritm extraordinar și care practic reprezintă o barieră pentru un întreprinzător care vrea să acceseze fonduri europene, nu un ajutor în acest sens. Avem nevoie de o uniformizare a regulilor pentru tot ceea ce înseamnă programele operaționale, așa încât să fie similară aplicarea unui proiect pe o anumită finanțare, dar și aplicarea, dau un exemplu concret aici, un om care vrea să își achiziționeze utilaje, să poată lua pe un anumit tip de formular să-și poată achiziționa din cadrul programului operațional regional echipamentele, pe un tip de formular similar să-și poată trainui oamenii pe care îi angajează, pe un alt tip să facă cercetare, dezvoltare, de exemplu. Deci avem nevoie de o uniformizare a procedurilor, de o aplicare coerentă și similară pe toate programele operaționale și mai avem nevoie de ceea ce v-am menționat anterior, de o finanțare suport pentru IMM-uri, că ne referim la credite sau la garanții pentru IMM-uri, pentru că această lipsă de instrumente în această perioadă programatică a făcut ca foarte, foarte multe firme să aibă dificultăți în accesarea fondurilor europene sau pur și simplu să renunțe la fondurile pe care deja le contractaseră din lipsă de lichidități, din lipsă de înțelegere la bănci pentru a lua un credit punte pentru a reuși să implementeze aceste fonduri. Cam astea sunt instrumentele de care un întreprinzător are nevoie. Vă mulțumim, domnule Jeanu, pentru participarea la discuția noastră și sperăm că la următoarea întâlnire veștile să fie mult mai bune și din măsurile enunțate azi să se regăsească cât mai multe în viitoarele programe. Noi vom face tot posibilul ca ele să se regăsească. Avem și pârghiile necesare, fiind în ceea ce înseamnă acel Consiliu Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat, și asigurăm pe întreprinzători de întreaga noastră susținere, pentru că venim din mediul de afaceri și știm care sunt nevoile.